Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi, doamna Deca, Ministrul Educației și Învățământului, eu astăzi am văzut, bănesc că nu este de mult timp, ne spune că pe perioada contractului educațional părinții sunt obligați să renunțe la tutela asupra copiilor. Vă sunteți nebuni? Adică, după ce ați distrus învățământul românesc, după ce l-ați spus la pământ, după ce ați obligat să trimiteți copiii împreună cu părinții lor din țară, ca să nu mai știe limba română, după ce ați introdus regulile ca un băiat să poată să fie fetiță, după ce o fetiță poate să fie un băiat, adică după ce ați făcut totul ca să omorâți toate reperele copiilor și ale părinților, Acum a venit și spuneți că părinții nu mai pot să își uh, educe copiii după ce voi ați făcut toate lucrurile astea, după ce i-ați zăpăcit și pe părinți. Părinților, iubiților, vă dau un sfat. Nu semnați acel act. Nu vă pot face nimic. Acel act nu este valabil pentru că vă obligă să-l semnați și vă amendează. Nu poate să fie o chestie unilaterală pentru așa ceva. Ascultați-mă cu atenție! Nu vă dați copii pe mâna imbecililor ăstora!